Am vrut să trag la Xerox ziua de ieri. Obișnuiesc să dau la duplicat tot ce n-am reușit să trăiesc până la capăt. Triplicat am doar cu ziua când am făcut plăcinte cu bunica pentru ultima oară. Și sextuplicat am cu ziua aia când nu o să spun niciodată ce am trăit, dar n-am trăit până la capăt. Am intrat în papetărie. M-am răzgândit și am zis: o copie a clipei de acum, vă rog. Poftim? O copie a clipei de acum, vă rog. Poftim? O copie a clipei de acum, vă rog. Poftim? O copie a clipei de acum, vă rog. Poftim? O copie a clipei de acum, vă rog. Poftim? De când Marilena și-a schimbat jobul, certurile conjugale sună altfel. Iubitule, dacă îți vei strânge șosetele acum și numai acum, vei putea beneficia de micul dejun. În plus, ai șansa unică de a duce gunoiul și de a spăla vasele, căci doar așa soția nu o va lua razna. Ce aud? Te-ai săturat să fii cicălit și să nu înțelegi de ce vorbește ca o nebună. Te-ai întrebat de ce e mereu nemulțumită? Nimic mai simplu. Ia-o chiar acum în brațe și spune-i că o iubești. Nu simți asta? Stai liniștit că nici ea. Am frecat două pietre și am reușit să-mi aprind o țigară pe jumătate udă. Voi putrezi, dar e ok. Sper să mai putrezească și alții. Astfel, peticul de pământ se poate extinde. Sau așa vreau să cred. Ce fericit sunt că nu am pe nimeni. Nu mă va plânge nimeni. Până o să-mi pierd conștiința, am să spun rugăciunea inimii și poate am să mă joc fazan. Un avion? Nu, e un pescăruș. Sau? E un avion, clar. Nu merit o a doua șansă. N-aș vrea să fiu salvat. Să trăiesc bine și apoi să-mi fie frică de moarte.